Salutare, dragi abonați! Eu sunt Marius Comic și astăzi facem un track vlog. O să mergem la Constanța. Până una alta, nu uita să dai acolo un like, un subscribe, un comment la canal. Aș fi foarte recunoscător. Am intrat în Buzău, eu un pic trafic. Am pus aici iPhone-ul, l-am pus pe Waze. Avem și mămăliga în parbriz acolo. Bineînțeles, nu este mămăliga mea, e mămăliga băiatului meu, a luat permisul. Ne depășește pe dreapta un Logan. Auta-l, Loganul 1.4. Bineînțeles, băiatul e de București, se bagă, nu stă după mine, după Buzău. Iar un motociclist aici, 1.25. Accesori GSM. O să facem dreapta, o să intrăm pe centură. Avem un stop mare aici, așa. Dar bucureșteanul nu oprește la stop. Bucureșteanul nu oprește la stop, îți dai seama. El se duce, frate. Avem un Passat burșit aici. Dați-i, s-ar putea să fie o surpriză pe aici, vor radar pe centură. Salutare, dragilor! Am dat drumul la GoPro. Sunt la Slobozia. Tocmai am băgat motorină. Am alimentat 540 de litri. O groază de bani a costat. 48 de milioane, what the fuck, mamă! Mamă, ce dracu e asta, mă, 4? Bă, ce mișto e! Bestial. Ah, ți-a saltat o leacă aici. Am dat drumul la Waze aici frumos. Mi s-a prins aici în bord check engine. Acum, după ce am alimentat și am pornit-o, mi s-a apărut check engine. Sper să nu fie ceva grav. Băi, s-a mai răcorit un pic afară. Ora 7.20. O să facem dreapta aici la Slobozia. Urcăm pe pod. Haidea! Mamă, șeptar. Bă, ce bine arată. Bă, mai mașini ca lumea pe aici pe la Slobozia. Și un biciclist cu cursieră. Nu stă deloc bine aprins check engine-ul ăla acolo, nu știu. Parcă zici că îmi stă ceva aprins în creierul meu. Mă enervează. Sper să se stingă când ajung acolo la firmă. Să o opresc și să stau o leacă și să pun contactul și să sper să se reseteze, să se oprească, să dispară dracul ăsta din bord. Wow. AdBlue este full aici, full. Motorina este full. Așa îmi place să merg cu camionul, numai pe full, totul full, full. AC-ul merge ca lumea, bagă răcoare aici, la băiat. Azi e duminică, luni, marți, miercuri, cred că miercuri o să avem vlogul urcat pe YouTube, dragilor. Băi, nu-mi vine să cred, m-am uitat pe YouTube acum, pe contul meu și am trecut de 2000 de abonați. Bă, vă mulțumesc, mă, sunteți nebun la cap, nu mă așteptam. Bă, 2000, mă? Bă, ați nebunit cu toții, 2000. Se ceartă unii în spatele meu care să depășească.
Da, fraților, 2000 de subscriber aici așa pe canalul meu de YouTube, de pe Marius Comic. Vă mulțumesc, bă, vă mulțumesc din suflet. Bă, nu sunt cel mai bun, dar vreau, îmi doresc să fiu acolo unde toți vrea să fie. Eu mă mulțumesc așa, nici nu mă așteptam. Da, din păcate, săptămâna trecută aici așa am luat o piatră în parbriz, a trecut o basculă ceva, cred că n-a avut prelata pusă. Am trecut și mi-a zvârlit al dracu o piatră în parbriz, după cum se vede, era o leacă aceea. Și fiind de la căldură, s-a dilatat geamul și a plecat mai multe ori. Oricum, camionul este nou, are casco, doar trebuie să ajung la servici și îl schimbă pe casco. Nu costă nimica. Camionul are casco și e luat în leasing și toate chestiile astea. Se sparge o oglindă, îmi sparge cineva, trece mai aproape, îmi sparge oglinda. Așa, nicio problemă, nu plătesc eu, plătește, o face pe casă. Da, dragilor. Bă, mă uit aici pe Waze. Bă, văd că nu e aglomerație în față. Cred că este al doilea vlog. Am avut concediu, nu știu dacă am postat ceva din concediu. Băi, fraților, a fost extraordinar. O săptămână, bă, am fost la Costinești, m-am distrat maxim, bă, băiatule, am fost cu vări, cu astea, blana a fost. O să pun ceva poze, ceva clipuri de pe la, din vacanță de la Costinești. M-am distrat maxim, jmecherie. Asta e clipurile frumoase care rămâne aici pe YouTube. Filmurile astea o să ți aduce aminte și peste 10 și peste 20 de ani le găsești aici frumos pe cont, te uiți cu mare drag. Uite, bă, ce făceam eu acum 10 ani. Uite, bă, unde am ajuns eu acum 10 ani. Acum 20 de ani. Poftim. Am făcut și pe tahograf aici, am făcut pauza în PECO. Am pauza de 45 o fac în două. Nu pot să stau 45 la încărcat. Așa o fracționez. Am făcut 15 l-a alimentat, că a mai durat un pic acolo, că s-a schimbat tura, pușca mea, e un protocol acolo la Rompetrol. Când se schimbă tura, se pune alt prețuri, mai coboară, mai urcă, chestii de-astea. Și am stat acolo și am făcut 15 minute, asta înseamnă că la Constanța, la încărcare, o să mai fac exact 30 minute. Și dăm bătaie. Nu o să stăm la Constanța 45, o să stăm decât 30 de minute, pentru că 15 i-am făcut în PECO la Slobozia, aici la Rompetrol. Dragilor, am intrat pe autostradă. Bă, nu știu dacă se vede pe cameră. Bă, dar e un trafic pe partea de București infernal. Pot să zic că e puhoi pe sensul de București. Deci, e nasol. Oricum, noi la întoarcere avem interzis pe sensul de venire spre București, pe sensul Lantu, dar fiindcă noi circulăm cu condiții speciale, avem voie, avem autorizație să ne întoarcem pe autostradă pe sensul de București. Mamă, mamă, ce e, mă, frate, mă? Harpi plin! Sancă uraganul l-am băgat aici. Păpușa Barbie. Mamă, e criminală piesa asta. O să lăsați în comentarii dacă vă place Sancă uraganul. Bestial, bestial. E criminală viața mea. Care statu? Da, dragilor, o să iasă un vlog șmecher. Constanța, 110 km. Rupi, rupi, greața! Prea șmecher, mă! Minare viața mea! Tan-tan-an-an!
noi cu Sfântul Hagi. Pararara, pararara. De când vreme la scoală, cu băieți ori bală. Mai Gipano Ford, ăla era de la Buzău. Ale, Sprajmecher. Păpușa Barbie. Bă, n-ai cum, mă, să nu-ți placă, bă, Audi. Mamă, ce criminal e. Ce culoare bestială. Mamă. Ia. Dragilor, am trecut și de stația de taxare, dar mă ține unul, te... Mă frânează, nu știu ce dracu. Mi-a dat semnal dreapta, înseamnă că are ceva probleme la mașină, nu știu. Mi-a dat semnal dreapta și n-am stat mult la discuție, am dat și eu și am dat pe lângă el. Big la ea, big la ea. Bă, am 90 la oră, ești nebun la cap și un DAF mă depășește. Bă, 90 la oră și DAF-ul ăsta trece pe lângă mine. N-ai cum așa ceva. N-ai cum așa ceva. E sigur, merge pe maimuță. N-are cum așa ceva, coaie, e 90 la oră. Nu cred așa ceva. N-ai cum, frate. Merge pe buton sau a pus magnetul. N-ai cum, frate, 90 la oră. Camionul e limitat la 90 la oră. O, în pușca mea. Oricum, dacă îl prinde secetăreau, e deja 100 de milioane, cel puțin. Eu n-aș avea curajul ăla, pentru nimic în lume. Poate să-mi dea 100 de milioane pe lună patronul, că n-aș merge. E foarte periculos.
Da, că mișc ceva la încărcare, mă rampă, o trage, aia e altceva, dar nu să mergi pe autostradă. Băi, și cisterna, adică aia trebuia să fie, de câte știu eu, trebuia să fie limitată la 85. 80-85. Și eu aveam 90 și... Și nu o lasă deloc. Deci băiatul merge cu 100 la oră, cel puțin. Asta e, fiecare cum se descurcă. Nu? Constanța, 75 de kilometri. Până aici am făcut, am condus consecutiv 2 ore și 10 minute. Până la, de la Buzău până la stația de taxare. Eu zic că e bine. Eu așa zic. Piesa lui Mario Fresh. Superbă melodie. Mario Fresh. Stau pe aici. Kilometru 158. Mișto. Băi, frumoasă țara noastră. Păi bune. Salutare din nou! Mi-a dat avare un coleg de Buzău. Da, 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 e ora 11:30. Am încărcat frumos acolo, la Constanța. Am oprit motorul, dar check engine-ul tot aprins, a rămas în bord. Eroarea asta. Nu știu ce să zic că are. Dar văd că mașina trage în parametri, adică n-am simțit-o mai... Ah, băgați-ai pula măta. Asfaltul curului. Băgați-ai pula măta. Ia! Ice, ice, baby! Yo, VIP! Aye, tata. Bă, ce bine sună melodia asta. Piesa asta la mine mașina aici. Aye, tata. Uhuhu.
piesă foarte, foarte frumoasă. Cred că aveam 12-13 ani de când era lansată piesa asta. Ia uzi. După atâția ani, mamă, foarte faină. Hai, mă! Hei, dragilor, cam ăsta a fost track vlogul de aici, de la Constanța. Sper să vă placă. Nu uita de subscribe, like și comment. Eu am fost Marius. Până data viitoare, numai bine. V-am pupat!